Amna de la Survivor, copil cu Jador. Dezvăluire bombă în showbizul românesc, Amna a fost eliminată de la Survivor R. Omânia chiar la începutul competiției din Dominicană, dar faimoasa a reușit să-și formeze o părere despre colegii ei de echipă. Ce a dezvăluit acum despre Jador? Amna a participat la Survivor România 2021, dar din păcate a fost prima concurentă eliminată. Problemele medicale nu i-au mai permis să continue lupta pentru supraviețuire din Dominicană. Amna, declarație șoc despre Jador, în direct la TV. Blondina nu a avut conflicte cu nimeni în competiție, asta și pentru că nu a avut timp să îi cunoască pe toți, dar în timp ce toți susțin că nu îl suportă pe Jador, cântăreața a făcut o dezvăluire șoc. În direct la o emisiune TV. Întrebată de Cătălin Măruță cu cine ar face un copil dacă ar fi să aleagă între Zani și Jador, Amna a răspuns fără să stea pe gânduri, Jador. Stai să vezi motivul. Jador este unul dintre cei mai controversați concurenți de la Survivor România 2021, dar cu toate astea există concurenți cu care nu a intrat în conflict și care au o părere bună despre artist. Printre aceștia se numără și Amna. Întrebare, în urma unui atac extraterestru, rămâneți tu, Zani și Jador, trebuie să asiguri perpetuarea speciei. Pe cine alegi? Răspuns, pe Jador, e fratele meu. După ce a părăsit competiția Survivor România, Amna a recunoscut că a avut o chimie strânsă cu Jador, pe care îl caracteriza ca fiind un om foarte mișto. La rândul lui, faimosul a avut o părere la fel de bună despre fosta lui colegă de competiție. Jador este foarte ok, am avut o chimie foarte strânsă cu el și da, este un om foarte mișto, a declarat Amna la scurt timp după ce a fost eliminată în urma problemelor medicale. Mă bucur că a plecat pentru că avea probleme grave de sănătate și trebuia să meargă să le rezolve. Mă bucur că a venit aici și am cunoscut-o. Este o fată extraordinară. Este o fată foarte bună, cu suflet mare, are școala vieții, îmi pare bine că a venit aici, a spus, la rândul lui, Jador despre blondină.